România nu a reușit să depășească Grecia, formație care fusese învinsă de două ori de insulele Feroe. Elevii lui Anghel Iordănescu nu au întâmpinat o rezistență fantastică din partea elenilor, dar jocul a suferit teribil. Fără vlagă, cu idei puține în ceea ce privește jocul inspirație, România au lăsat senzația că și dacă ar fi evoluat două zile, nu ar fi fost capabil să înscrie. Fotbaliștii români parcă au uitat și bruma de cunoștințe ale jocului cu balonul rotund pe care o aveau. Anghel Iordănescu a venit cu scuza că absențele lui Marica, Bogdan Stancu și Rusescu au cântărit mult, dar și selecționerul a uitat să precizeze din ce motiv nu l-a folosit măcar un minut pe Alibe. Credinciosul Iordănescu a transformat România într-o echipă cu defensivă de fier și cu atac din turtă dulce.